Piața cripto păstrează trendul pulselor americane. Bitcoin înghide ultima ședință cu un plus de 7,5%. Cea mai mare urcare din 20 martie și este la pragul de 66.000 de dolari. Asta după ce volatilitatea scăzută a ținut Bitcoin într-un range bine definit, între 60.000 și 65.000 de dolari, mai bine de o lună. Cu mici fake-out-uri, piața de altcoin-uri vine din urmă. Să fie de la datele CPI sau toți instituționalii lucrează. Mergem la Ștefan Stoian, crypto-influencer. Bun găsit, Ștefan! Bun găsit! Salut și bine v-am găsit! Spune-ne, te rog, știm că perioada de volatilitate e mai scăzută, a venit înaintea creșterilor majore de prețuri din punct de vedere istoric. E acesta doar începutul sau urmează un nou maxim, la fel ca în cazul burselor din state? Această volatilitate scăzută este, în primul rând, absolut normală. În intervențiile din lunile anterioare, eu am mai menționat, după creșteri ample, avem nevoie de corecții. Acele corecții sunt niște mișcări de retragere pe diagonală, în care prețul coboară mai mult, sau este o mișcare laterală, care tot o mișcare de corecție este. Aceste mișcări de corecție au la bază următoarea idee. Cei care sunt în profit tind să-și securizeze acel profit și intră noi participanți la piață. Tocmai de aceea intervin aceste perioade care par plictisitoare, mai ales pentru cei care își doresc să vadă aprecieri în portofel. Dar acum, pentru că ai și menționat de ideea de fake out și acea străpungere falsă, odată cu acea străpungere falsă a zonei de la 60.000, în momentul acesta avem un pattern foarte bullish. Tocmai de aceea a venit această reacție agresivă, care a fost sprijinită inclusiv de știrile CPI de ieri. Dar chiar dacă nu am fi avut acele știri, ori o pozitivitate exagerată oricum exista în piață din punct de vedere tehnic, oricum avem susținere din partea ETF-urilor, iar în astfel de condiții, așteptările mele sunt ca prețul să revină la zona de la 74.000 cu un potențial destul de mare de a străpunge această zonă și avea un ATH în adevăratul sens al cuvântului. Și spun asta pentru că astfel de pattern-uri de străpungere falsă, de fapt, duc la o străpungere validă în partea opusă. Sunt doar niște pattern-uri pe care piața tinde să le facă. Vedem tot mai mult interes de la instituțional pe ETF-ul Bitcoin pe spot. Vedem că au și cumpărat, acum sunt și câteva altcoin-uri pe care BlackRock le deține. Avem niște date de la Arkham. Vine ușor, ușor adopția și către altcoin-uri, apoi vine și un altcoin season. E momentul de acumulare al giganților? Altcoin season-ul este sfântul graal al pieței cripto, mai ales când vine vorba de mici investitori, întrucât am sesizat în piață acest interes pentru altcoin-uri, întrucât marea majoritate a persoanelor consideră Bitcoin-ul de neatins și mulți se duc către altcoin-uri. Pentru a putea vorbi despre altcoin season, încă este mult prea devreme. Și de ce spun că este mult prea devreme? Vedem comportamentul pieței în ciclurile anterioare. De cele mai multe ori Bitcoinul a atins să formeze un nou ATH care a fost format și prin susținerea unei dominanțe a Bitcoin în creștere sau în formare de noi maxime. Atâta timp cât văd această dominanță, chiar mă uitam zilele astea, a început să producă niște mișcări agresive în partea de sus, inclusiv dominanța Bitcoin, mai întâi mă aștept să se producă all time high-ul pe Bitcoin, adică să avem un nou maxim pe Bitcoin și abia după aceea aș fi mult mai încrezător să vorbesc despre altcoin season. Doar că dacă am încercat să includem aceste lucruri într-un spațiu temporar, avem puține dificultăți, pentru că este această nedumerire a investitorilor întrucât urmează vacanța de vară. Și dacă este să se întâmple ceva, să se întâmple eventual până, adică în următoarea lună, sau există posibilitatea ca să avem anumite mișcări și iar să intrăm într-o altă mișcare laterală pe parcursul verii. Aici este o mică indecizie, dacă se vor întâmpla lucrurile în momentul de față sau se vor întâmpla din septembrie. Dacă stăm să ne gândim din punct de vedere tehnic, sunt șanse să se petreacă acum, dar având o vară în față, există o posibilitate ca mișcarea să nu aibă o susținere chiar atât de mare.
alt zi, altcoins, cum s-ar zice. Cum să zici? Oricum, viitorul sună foarte bine din punctul acesta de vedere, mai ales văzând și SP-ul că a format ia un nou maxim. Este clar că este pozitivitate pe investiții. Știu că deținătorii de alte criptomonede au ajuns în pragul disperării, pentru că nu multă lume înțelege această sferă a investițiilor și faptul că trebuie să trecem printr-un proces îndelungat până intervin acele mișcări. Ce sfat aș da eu este să nu uităm că mișcările de creștere, când vor apărea, nu vor fi la nesfârșit, pentru că asta este problema. După ce suferi câțiva ani, atunci când vezi aprecierile, uiți că mai pot fi și deprecieri, uiți să securizezi, uiți să îți iei profitul și după te trezești într-un nou ciclu, într-un nou bear market, altă suferință și în esență tu nu te-ai ales cu nimic. Cam asta ar fi chestia cea mai notabilă și pe care eu o repet persoanelor care le aud că sunt la început de drum. Nu uitați că sunteți aici și pentru a securiza profit. Bun, rămânem în minte cu veștile bune de principiu, mai ales din vară. Ștefan, te mai așteptăm la noi. Mulțumim Cu pentru mare drag. intervenție. Spor la treabă și zi faină. La fel. Încredere în burse, încredere în cripto. Hai să vedem și cum e la noi.